Din dorința de a oferi turiștilor din țară sau din străinătate ocazia de a vedea specificul tradițional, conducerea Muzeului Satului din Baia Mare a hotărât să aibă un program special de Paști. În timp ce alte instituții de cultură vor fi închise, satul de pe deal își va deschide porțile vizitatorilor, deoarece majoritatea instituțiilor muzeale vor avea închis pe perioada Paștelui. Noi ne-am gândit să venim în întâmpinarea celor care vor ajunge în Maramureș printr-un program special de sărbători. Astfel, vineri și sâmbătă vom avea program de vizitare până la ora 14. În ziua de Paști vom avea închis, dar luni vom avea program normal. În această perioadă premergătoare sărbătorilor am avut ateliere cu copiii pentru a aduce în spiritul tradițiilor de vopsit ouăle în mod tradițional, a declarat Monica Mare, managerul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș. Trebuie precizat că la o săptămână după sărbătorile pascale va avea loc și deschiderea oficială a noului sezon turistic la Muzeul Satului. În plus, față de anii trecuți, vizitatorii vor avea ocazia de a vedea și Casa Cărbunar. Vă reamintim că în data de 8 aprilie Muzeul Satului a trecut la programul de vară, fiind deschis în intervalul orar 10-18.